Mă simt campioana universului și intergalaxiei și dumneavoastră să ziceți, pentru că l-am prins și l-am imobilizat pe cel mai ocupat om pe care îl cunosc, Cătălin Botezatu, bine ai venit! Salut, mâna de buptă! Doamne Dumnezeule, cum ți-ai găsit tu ferestruică? Pentru tine oricând. Of, ce frumos! M-a sunat Ciosi și am zis, pentru Teo, dar am venit. Bine, am avut și noroc de zi. E bine, că tu mine care mai aduci, mai una, mai alta. Corect. Tot prins în 10.000 de proiecte, ești tot 10.500. între... 10.500 s-au făcut. Da, pentru că ceea ce fac îmi place, sunt un norocos al acestei vieți, pentru că nu merg la servici cu scârbă, merg cu plăcere. Da. Poate că m-am băgat în prea multă, dar asta mă menține în viața. Și câte unor mă întreabă, dar de ce nu te oprești? Într-adevăr, nu pot permite asta și din punct financiar, de vedere financiar, din orice punct de vedere. Dar asta mă ține viu. Da, 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 și ne ține cumva tineri. Și mai vorbești cu oamenii ăștia care apar acum, vezi ce au un cap. E, nu prea au ăștia, noi, generația asta, din păcate. Vezi ce n-au un cap. Ce n-au un cap, asta e problema. Asta ne face vreo și pe noi. Tinerea asta ne dă și nouă o revergorare. Da, o revergorăm un pic. Cineva îmi spunea, bă, zice, Cătălin Botezatu e singur om care poate fi perfect elegant la picnic, că tot vorbeam, la un eveniment, pe plajă. Dacă îl lași pe Botezatu în chiloți, Botezatu va arăta bine. Părerea mea este că toți bărbații îmbrăcați în haine Botezatu arată așa. Mă, și mai ales bărbații îmbrăcați de la Botezatu. Păi eu ce zic? Asta e ideea. Eu ce zic? Să facem la fiecare dintre noi vreau și de atitudine. Asta contează cel mai mult. Atât la mine cât și la ceilalți bărbați. Dar, na, eu am venit să înțeleg câte ceva. Băi, eu vreau să-mi arăți câte ceva. Hai să vedem. Bine, după ce te-am văzut pe tine, foarte puțin mă pot impresiona, dar să încercăm. Da. Try me. Ok, let's do it. Hai. Și foarte răcoros. Da. Asta
mare până ajungi la șezlong. Nimeni de ele și toată lumea se uita la tine și zicea, ce Dumnezeu mai inventează botezat? Uite că, după trebuie să trăiesc 10 vieți pentru câte proiecte aș putea să am și pentru câte idei am. Și lucrez mult. Toată lumea mă întreabă și vacanță în vara asta nu există, pentru că pregătesc noile colecții pentru New York și Paris, pentru New York, celebrul târg Coterie, unde vin peste 8200 de designeri din toată lumea, apoi prezentare la New York, acolo merg alături de bună mea prietenă Clara. Nici n-ajung în România, că aterizând la Paris, la Săptămâna Modei, unde avem prezentare la Ritz, celebrul hotel Ritz. Da. Și tot în celebrul hotel Ritz rămânem pentru o săptămână cu târgul, în cel mai frumos salon din Ritz, Salon de Te, unde ne expunem ținutele de târg, deci pentru buyer, vin buyer din toată lumea. Asta facem de ani și ani de zile. Multă muncă, festivaluri în România, naționale și internaționale, tot felul de proiecte mici de televiziune. Uite, vin la voi în emisiuni. Da. Dar mă gândesc, tu, de exemplu, dacă ți-ai dori să fii singur, ai putea să ieși tu singur în natură, cu picnicul tău, cu gândurile tale. Știi că am făcut multe lume ce au crezut că sunt nebun. Eu am fost în vacanțe în Maldive, de exemplu, singur, de două ori. Pentru că mi-a plăcut. Eu fac scuba diving, fac snorkel, dar scuba fac foarte mult. Mă duc la night fishing și mergeam, îmi planificam ziua așa. Mă trezeam, făceam o baie, pe urmă făceam scuba câteva ore, pe urmă noaptea, seara, la un night fishing, citeam, stăteam pe urmă, îmi place să-mi iau un water bungalow, stăteam seara și priveam stelele, pentru că știu, în Maldive, acolo, către tropice, în zona aceea, ai impresia că stelele sunt lângă cerul tine. Cade pe tine. Asta e senzația. Cu muzica mea, aveam playlist-ul meu cu muzică, nu sunt fițos, dar au altfel de muzică, mai clasic, că mai nu știu cum, sau o muzică de mai de corazon, și trecea timpul foarte repede, nici nu aveam nevoie să socializez cu ceilalți, tot timpul vorbeam doar cu butlerul meu sau cu cei care se ocupau de mine, știi, în rest nimic.
Dar parcă n-aș mai face și o treia oară. N-ai face a treia oară? Nu, deși mă regăsesc bine în singurătatea mea, uneori. Dar la polul celălalt am foarte mulți prieteni aici în București, cu care ies și în țară, cu care ies, mă distrez, dar nu prea mai e timp. Asta mă gândesc. Mă gândesc că uneori poți să fii singur și înconjurat de oameni, dar tu n-ai timp să îți dai seama de toate astea, pentru că succesându-se cu asemenea viteză atâtea mari de proiecte, trebuie să le prioritizezi cumva. Dacă ai de făcut 5 lucruri în același timp, care este criteriul principal după care îl declar pe unul dintre ele cel mai important? Cel profesional. Deci cel profesional. Apoi, eu sunt pe ultimul loc și criteriul de cel mai important, dacă e profesional vorbind, este ține de sectorul internațional. Pentru că aici nu mai am ce să demonstrez. Serios? Nu mai e nimeni în România pe care să vrei să-l dai pe spate în momentul ăsta? Pe cine? Să-mi dați. Acum pe cine? Să-mi dați de mult. Trebuie să se mai nască în lup toți. Așa, lup de tot. Exact, în buclă. În buclă, da, cum se zice, în buclă. Așa că n-am. Nu că n-am. Nu știu de cine sunt, ce fac, nu vreau să demonstrez nimic și n-am ce să mai demonstrez, am făcut de toate, să facă și ei, sunt un, eu cred că sunt un creator complet și complex. Da. Exact. N-are nimeni ce să ne pășeze, nu datorez nimic nimănui. Din potrivă, ești vorbit de bine de toată lumea. Asta e, pentru că las loc de bună ziua, nu sunt fițos, nu sunt asupăsos, sunt foarte social. Un om care, știi ce zice poporul român, la drum lung și la bani se cunoaște omul, la drum lung te-a cunoscut și colegul meu, Alex Dobranu, da, care a venit și mi-a povestit lucruri atât de frumoase despre tine. Și Ciosi. Și Ciosi, dar în momentul ăsta Alex e chiar lângă noi. Ai, așa că dimineața. De-aia l-am comentat. M-am așezat lângă masa asta. Încheia cu Alex. Încheia cu Alex. Am putut să râdem. Chiar țin să spun că Cătălin este un om deosebit, așa cum ai spus și tu. Așa cum mi-ai spus tu. Exact, mă bucur că ne revedem astăzi. La drum lung îți dai seama de un om adevărat. Știi ce muncitor e? Știu. Mulțumesc mult de tot. Am încercat să mai fur și de la tine, că tu muncești de dimineața până seara. Vedetele din România și nu numai au fost luate la întrebări. Stai un pic, că de tine te iau eu pe tine la întrebări. Ai mâncat și tu la picnicul ăsta? Ai băut mamă și tu? Ai luat și tu o feliuță de pepene? Ai furat și tu de... Puțin foarte puțin am luat, dar după... Da, să nu te iert. Nu mă iert. Nu te iert. Acum să vorbești despre vedete. Picnic. Băi, îl chem la picnic. Iarbă verde, frumos, copaci, liniște, botezat.